DFM. Gânditor la fără frecvență. Sincer, ne stă capul nou om al ales. Olandezii anunță că cea mai simplă metodă de slăbit ar fi coabitarea cu mâncăruri care miros foarte puternic. Iată explicația. Conform studiilor, aromele puternice îi fac pe consumatori să ia mai puțin furaj în lingură sau furculiță. Desigur, vă veți întreba de ce... Nu, opriți-vă. Oana Roman și alte persoane din zodia ei și-ar fi pierdut mirosul în urma unui accident casnic. Societatea de salubrizare din Buzău vrea să monteze cititoare de carduri pentru accesul în țarcurile în care se află pubelele blocurilor din cartier centrale ale orașului. Scopul? Se dorește astfel stoparea împrăștirii gunoaielor de către academicienii care scormonesc după resturi alimentare. Fără să întrebe autoritățile, unii dintre buzoieni vor merge la ghena de gunoi pe baza cardului de sănătate. Conform unui studiu recent, angajații din sistemul financiar, cei cu funcții de conducere, proprietarii de mici afaceri, inginerii și lucrătorii din domeniul IT sunt cei mai predispuși la adulter. Șomerii încă nu s-au decis dacă își vor înșela sau nu nevasta. Mai întâi trebuie să vadă dacă le permite programul. Pentru că dacă noi ne-am temeiat o familie, nu trebuie acum să ne ducem după unul și după altul să cuvăsărim sau să ne ducem să bem sau cum face altele femei. Un medic italian anunță că transplantul de cap va fi posibil peste nu știu câți ani și va costa vreo 10 milioane de dolari. Era să uit. Și va dura cam 2 zile. Eligibili vor fi cei care se lamentează că din cauza grijilor nu-și mai văd căpățâna. Bagă-ți mințile în cap, fetițo. Mă gândesc că odată lipit la un transplant de cap vei avea probleme cu expresiile populare. Și ele vor avea nevoie de o mică intervenție gramaticală. Adică, după ce îți vei pune altă mansardă pe umeri, nu vei mai putea acționa de capul tău, ci vei face totul de capul altuia. De asemenea, vei prefera să se spargă toate în capul altuia, chiar dacă acel cap se va afla pe gâtul tău. Bă, da, încep să ne bați la cap ca tâmpita. Ziceai că ai înțeles și acum te porți ca și cum nu. O americancă dorește să se mărite cu propriul rucsac pe care l-are de 10 ani. Rucsacul său este roz, de unde putem trage concluzia că este un rucsac pentru diversitate și toleranță. Și totuși, ce ne facem cu genul neutru al substantivului comun care se va costuma în miră la nunta cu americanca? Un rucsac? 2 rucsacuri. Nu iese. Trebuie să-i stabilim sexul acestui rucsac nenorocit. O să-i zicem geantă de spate și gata. O geantă de spate? 2 genți de spate. Le dorim tinerilor în surăței casă de piatră, șifonier fără molii și fermoar de metal. Gânditor la fără frecvență. O emisiune pe care o duce capul numai la râs. This is a City Slot production. Thank you for your support. Conform licenței 954, interzis minorilor. Această rubrică este un pamflet și trebuie tratată ca atare.